Bun găsit! Sunt Monica Daniela Găitănaru, povestitor, psihoterapeut și formator în referențialul arhetipurilor personale. Vreau să îți împărtășesc care este cartea pe care o consider călăuza mea de suflet în anul 2022 și nu numai. Este vorba despre Apartenența de Tocopa Turner, o carte călăuză, o carte ghid, o carte prieten, care vine să te ia de mână și să te ajute să redescoperi drumul de reîntoarcere acasă. La tine însuți, la adevărul sufletului tău, la acea autenticitate pe care suntem poate prea adesea predispuși să o abandonăm de teamă de a nu ne abandona ceilalți. Atunci când cădem în capcana falsei apartenențe, atunci când sacrificăm ceea ce este poate cel mai autentic și mai sacru pentru noi, atunci când vrem să ieșim din rolul acela de orfani în fața vieții, din rolul de exilați, de oi negre, de rățuște urâte, da, cu siguranță. Aceasta este cartea care ne întinde o mână, care ne picură balsam vindecător peste toate rănile non-apartenenței pe care am trăit-o fiecare dintre noi în diferite forme. Este minunat modul în care această carte, prin cuvintele și prin exemplele atât de grăitoare, atât de intime, atât de vulnerabile ale autoarei, ne plimbă printr-o mulțime de registre ale sufletului nostru, arătându-ne care ne sunt adevărații aliați pe drumul de întoarcere la acel ceva mai important din care noi lipsim și care face cadourul sacru să se declanșeze. Astfel, această carte ne vorbește despre visele noastre ca și călăuze de nădejde pe drumul de regăsire al adevăratului limbaj al sufletului și al tărâmului nostru autentic interior.